180 de agricultori din sudul Republicii Moldova au primit semințe de grâu pentru lucrările de toamnă. Este asistența de urgență din cadrul unui program al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, oferit în urma demersurilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Printre primii care au primit semințele de grâu sunt 95 de agricultori din Cahul și Cantemir. Aceștia s-au ales cu pierderi de peste 70% din cauza secetei. Fermierii au beneficiat de ajutor după ce au scris o cerere la direcțiile agricole raionale. Ion Pralea are 1400 de hectare de teren agricol în satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Seceta din acest an i-a distrus cea mai mare parte a recoltei. Fiecare ajutor e binevenit, având 3 ani de secete consecutive, mulți din colegii noștri sunt descurajați de a practica agricultura. Mulți din ei nu au avut posibilitate să amene din lipsă de material semincier, fiindcă anul curent a fost foarte secetos și semințele au fost de proastă calitate. Sprijinul este acordat în funcție de gradul în care e afectat solicitantul. Agricultorii care au avut pierderi între 70 și 80% primesc 30 de kilograme de semințe de grâu la un hectar, iar cei cu pierderi între 81 și 100% primesc 90 de kilograme de semințe pentru un hectar. În total, de semințe de grâu pentru lucrările de toamnă vor beneficia 178 de producători agricoli. Este totuși un ajutor consistent, mai ales în situația când producătorul agricol nu a avut ce să vândă, nu a avut mijloace financiare ca să-și cumpere semințe de grâu și cu ce să înceapă acest sezon agricol începând cu toamna anului 2024. Să facem viabile acești agenți economici ca ei să-și poată însămânța terenurile, să-i asigurăm că ei vor avea de unde să-și ia acea plată pentru arendă. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură gestionează acest ajutor oferit fermierilor. Suportul nostru este sub formă de aproximativ 400 de tone, 400 și mai mult tone de semințe, tratate și netratate, în funcție de dorința fermierilor. Soiurile sunt perfect adaptate pentru condițiile de climaterice, în special sunt rezistente la secetă, sunt de reproducție întâi. În 2022, Ministerul Agriculturii s-a adresat Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură să creeze o platformă în care toți donatorii să poată sprijini agricultorii din Republica Moldova. Până acum, 16.000 de fermieri au beneficiat de ajutor în diferite forme în cadrul programului Sprijin de Urgență pentru Producătorii Agricoli în contextul crizei socioeconomice și energetice implementat de FAO și PNUD.